Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UnrealByte pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. UnrealByte este un YouTuber destul de micuț, cu o comunitate mică, care face videoclipuri cu fotbal. Însă din cauza că nu i-a promis cu YouTube-ul, el s-a schimbat și vrea să devină un fotbalist. De aceea el se lasă de YouTube, pleacă din România, se mută în Anglia, unde acolo fotbalul este foarte mare, și el prinde un transfer destul de bun la Salford, unde speră că de acolo va înainta în cariera sa de fotbalist și va ajunge cel mai bun jucător din lume. Așa că în videoclipul de azi vom simula 10 sezoane alături de UnrealByte ca să vedem dacă reușește să ajungă până la urmă cel mai bun din lume. Ei bine, și am ajuns la Salford City, unde este UnrealByte la echipă, însă înainte să-l vedem cum arată și ce stasuri are, trebuie să setăm niște obiective. Așa că obiectivele sunt acestea, niște obiective destul de bune, pe care sunt sigur că o să le facem pe toate. Mai ales balonul ăla de aur, trebuie să facem ce acolo să-l câștigăm și cine știe, poate câștigăm și Champions League-ul, poate de mai multe ori. Totuși, golurile și asisturile trebuie să ne asigurăm că le facem. Cu aceste obiective eu zic că să facem mai interesant această stimulare a carierei mele, să zic așa. Și acum haide să mergem să vedem cum arată UnrealByte. E bine, el este un left winger. Vedem acolo un UnrealByte cu 54 overall. Însă mai bine vă arăt eu aici. După cum vedeți, nu sunt ceva slab din echipă, ceea ce este destul de ok. Avem numărul 69, așa, random. Avem acolo pozica noastră, o puteți acolo vedea în stânga. Desigur că ne cheamă IT YouTube UnrealByte. Și avem pozițiile de left winger și de striker. Desigur că suntem român, avem 17 ani și arătăm așa. N-are nicio legătură cu mine în realitate, dar totuși arătăm așa. Dar totuși, ca să știți, înălțimea și greutatea sunt adevărate. În caz că vreți voi să căutați, alea sunt fix ale mele. Iar la stats, am stat și m-am gândit destul de mult ce să punem aici lui UnrealByte. Și pace signs, bă, sunt cam rapid. Am putea să punem un 70 la acceleration, pentru că la acceleration sunt mai rapid, după aia viteza nu mai. Obosesc. Iar la finishing, așa, nu prea sunt eu cu finishing, mai mult dau peste, dar aici o să sperăm că ajungem cel mai bun. La passing, nu știu, eu nu prea pasez, eu sunt mai mult striker, deci, na, nu știu. Dribbling, jale, 55 balance, agility, nu prea am nimic, dribbling, absolut nimic, o să fie jale cu mine. La defending, na, suntem striker, deci oricum mic, însă la physical acolo am să pun, pentru că chiar sar foarte mult, 68 jumping acolo, strength de ce nu, și stamina, v-am spus, nu prea adică foarte mult. 200 de skill moves pentru că, hai că știu și eu să fac niște scheme pe acolo, însă la weak foot, mamă, nu știu să trag cu stângul, eu nu trag cu stângul, eu numai cu dreptul trag. Attacking work rate și defensive work rate l-am menținut medium cu medium. Iar ca primul sezon, haide să vedem ce putem să-i punem aici la UnrealByte și haide să-i punem un inverted winger ca să crească weak foot-ul ăla, că e cam jale cu el. El va juca la această echipă, cel puțin asta sper eu, însă da, sunt alți left winger mai buni decât mine, multe față, însă eu zic că să pot să ajung, mai ales că nu suntem UnrealByte, adică până la urmă trebuie să-l începe Ronaldo și pe Messi să-i întrecem poate. Dar totuși arată destul de bine echipa și eu zic că cu această echipă putem să avansăm la EFL League 1 și de ce nu, poate câștigăm și un prim trofeu al nostru. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce va reuși să facă UnrealByte la Salford. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată UnrealByte și are overall de 57, destul de că i-a crescut acolo plus 3, iar la stats-uri vedem că reușește 6 goluri și un assist. Cei drept totuși a jucat toate meciurile, însă încă nu avem stats-uri așa de bune încât să înscriem și multe goluri sau să dăm assist-uri. La Gheta de Aru nu are nicio șansă, da, este aici Harrison cu 26 de goluri, iar în ligă termină tocmai pe locul 10, what, tocmai pe locul 10. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu echipa noastră. Dar cei de la Dons au avut un sezon foarte, foarte bun, 94 puncte. În Emirate SFA Cup, logică, nu câștigăm. Și nici în Carabao Cup, pentru că, na, echipa noastră nu e așa de bună. Și am fost scoși în runda 1 de cei de la Watford. Ba chiar nici EFL Trophy nu câștigă aici Bolton. Noi suntem scoși în runda a doua. În sezon cu numărul 2, hai să vedem ce puteți face aici lui UnrealByte să ajungă el fotbalistul cel mai bun din lume. Momentan are 58 overall și noi vrem să-l creștem destul de mult. Iar la echipa asta se descurcă destul de bine, având în vedere că joacă toate meciurile, așa că va rămâne în această echipă, dar trebuie noi să îi renoim contractul. Și se pare că mai rămâne aici cel puțin 4 ani. Însă în sezonul acesta, hai să începem să-i dăm. Un inverted winger arată destul de bine, însă ar merge și un dynamic winger, zic eu, pentru că trebuie să urcăm acolo și skill moves undeva la 4 sau 5, dar haide să păstrăm inverted winger pentru că oricum este preferatul meu, crește și mai rapid și oricum trebuie să facem 5 stele weak foot. Așa că pentru acest sezon o să păstrăm inverted winger. Aici în echipă nu ar trebui să fie nicio problemă, ar trebui să se descurce. Sunt jucător mai bun decât el, însă nu sunt jucător pe poziția de left winger, fix pe left winger, mai bun decât el, așa că na, el de asta joacă toate meciurile. Așa că pur și simplu o să mergem să simulăm
sezon cu numărul 2 să vedem cum va crește Unreal Byte și dacă reușește să înscrie foarte multe goluri. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, în continuare se mergea la Salford și hai să vedem cum arată Unreal Byte și arată destul de bine, 62 overall, dacă nu mă înșel a crescut plus 4 sau plus 5, totuși destul de mult. Iar la stats-o vedem că am scris 7 goluri și un assist, puțin mai bine față sezonul anterior. Ghetă de arăt totuși, da, nu avem nicio șansă, acesta este Drinan cu 22 de goluri. Iar în ligă se pare că terminăm pe locul 4, bine acolo, din păcate nu avem automatic promovation, dar putem să promovăm în EFL League 1 dacă reușim să câștigăm un turneu. Însă până atunci hai să vedem ce am făcut în celelalte turnee. În Emirate SP Cup clar nu reușim, suntem scoși de Cardiff în runda 3-a. Nici în Carabao Cup nu reușim, suntem scoși de... Haideți să vedem... În runda a doua decid de la Burton Albion și din păcate nu câștigăm nici EFL Trophy. Iar în play-off-ul din această competiție se pare că nu reușim să câștigăm, nu înscrie nici măcar un gol. Suntem scoși în play-off, deci de la Oxford United. Și până la urmă se pare că, nici nu știm, ok. Deci din păcate vom mai rămâne în EFL League 2. În sezonul numărul 3, haideți să vedem ce putem să facem în continuare. Unreal Byte arată destul de bine cea pe stânga, însă ce-ar fi dacă l-am duce la altă echipă? Salford este o echipă perfectă pentru el, însă totuși nu prea se descurcă echipa, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dar dacă nu primim o ofertă mai bună decât această echipă, o să rămânem clar la Salford. Așa că îl punem pe lista de transferuri să vedem ce oferte primește. E bine, și prima ofertă la această echipă, care nu știu unde este, Altai, habar n-am unde este, o să încerc, o să caut și să văd dacă echipa este destul de bună. Iar echipa aceasta arată interesant, avem un atacant destul de ok, mijlocul, ok, nu avem un left back bun, oricum noi suntem left wingeri, însă e Corda aici la echipă, what? Ok, ok, Corda de 26 de ani acolo rămân, mai avem un mijlocaj destul de bun și încă unul, un Semedo. În defensivă stăm ok, așa și așa, iar portarul este destul de ok. Sincer să fiu, pentru un jucător de 19 ani nu este bine să se ducă în Arabia Saudită, pentru că acolo nu este cine știe ce fotbalul, însă acesta este un transfer destul de bun pentru noi, așa că o să acceptăm și o să mergem la această echipă, Altai. Oh, dar se pare că nu s-au înțeles acolo Altai cu Unreal Byte, așa că da, presupun că nu mai merge, dar totuși am primit o ofertă de la această echipă care nu știu unde este, dar să fiu sincer, Altai inconvenea destul de mult. Dacă n-a vrut Altai să-mi transfere, nici că mai transfer. Asta e un semn că Unreal Byte trebuie să mai rămână un sezon la această echipă. Ce pot să se crească măcar pe la 66 overall. Însă ca să crească trebuie să-i dăm un development plan foarte bun. Și în acest sezon, să fiu sincer, haide să-i dăm un dynamic winger. Este mult mai bun pentru el și o să crească acolo la skill moves. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 3, probabil ultimul sezon la Salford, să vedem ce va reuși să facă Unreal Byte. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, însă haide să vedem cum arată Unreal Byte la echipă și are 66 overall, foarte bine acolo, a crescut puțin, dar totuși haide să vedem ce a reușit să facă și a reușit 9 goluri, dar 0 asisturi. Un sezon destul de slăbus dacă mă întrebați pe mine. Totuși important e că a crescut la 66 overall. Nici o șansă la gheata de aur, aici câștigă Norris cu 25 de goluri, iar în EFL League 2 terminăm pe locul 17. Wow! Un sezon foarte, foarte slab. Clar trebuie să plecăm de la Salford. Clar nu câștigăm Emirates FA Cup și se pare că suntem scoși în runda a doua de Sutton. Nu câștigăm nici Carabao Cup, suntem scoși în prima rundă de Sheffield. Ok. Și nici BSM Trophy nu câștigăm. Trecem în sezonul cu numărul 4. E bine, în sezonul cu numărul 4, haide să îl punem pe Unreal Byte pe lista transferuri, pentru că trebuie să plece de la această echipă. Are 20 de ani, îl punem pe lista transferuri și așteptăm oferte pentru el. E bine, și prima ofertă de la Elversburg, dar să fiu sincer, nu prea îmi convine. Știu echipa din Liga 3 din Germania și nu e cine știe ce, așa că o refuzăm. E bine, și mai prima ofertă este interesantă de această echipă, State Maharbekian. Foarte greu de pronunțat pentru mine, dar totuși, haideți să vedem ce echipă are. Iar această echipă arată destul de interesant, este aici în Franța, în a doua ligă din Franța. Iar Calm se pare că, hai să vedem, ok, eu l-am pe acesta, însă este un LM, nu este un left-winger ca noi. Poate ce știi reușim să construim cea la echipa aia. Însă, din păcate, nu prea au portar, l-au pe acesta care e ok. Ok. E bine, și până la urmă echipa asta nu arată chiar așa de rău, arată destul de bine pe chiar. Așa că o să acceptăm oferta și merge la această echipă și o să jucăm ca un left winger, ca să putem să prindem toate meciurile. E bine, și Unreal Byte sosește la noua lui echipă, la echipa asta Ken Sim King, parcă așa o cheamă. O echipă destul de interesantă, unde zic că Unreal Byte se va descurca poate să ia acolo de left winger. Eu deja am pregătit aici echipa și arată destul de bine, aproape toți jucătorii de 70 plus overall. De asta aici și Unreal Byte trebuie să intre foarte bine și să
crească și el. De asemenea, trebuie să aranjeze echipa asta cât să fie toți jucătorii buni. Totuși, sperăm că se va descurca aici Unreal Byte. O să-i dăm, desigur, rolul de capitan al echipei, pentru că el este capitanul. Și vom merge, desigur, să-i dăm numărul 69, pentru că acesta este numărul lui. Și acum că are numărul 69, putem să ne ducem la development plan și să-i dăm un development plan pentru acest sezon. Pentru acest sezon, să fiu sincer, haideți să ne ducem full pe dribbling și shooting. Asta trebuie să facem la Unreal Byte. Și văd că pe shooting se duce mai mult dynamic winger-ul, dar și inverted winger-ul se bagă bine pe dribbling. Dar noi vrem mai mult pe shoot, așa că o să mergem pe un dynamic winger. Unreal Byte aici la noua lui echipă, eu sper că o să descurce foarte bine și că o să marcheze golul și că o să joace de fapt, pentru că există posibilitatea să nu joace, dar totuși noi avem încredere în el. Așa că simulăm sezon cu numărul 4 de data asta la altă echipă, la MC Keen, suna că reușește să facă ceva Unreal Byte. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Unreal Byte și are 70 overall, mă, bine mă, în sfârșit am ajuns la 70 overall, iar la staturi se pare că, da... 9 goluri și un asist, foarte puțin, dar totuși un sezon destul de bun în cel. Nu are clar nicio șansă la gheata de aur, aici câștigă Navarro cu 26 de goluri, iar în ligă termină pe locul 11, ceea ce este destul de ok, dar... Na, poate sezonul următor reușim să intrăm în Liga 1. Clar, nu câștigăm aici cupa națională, este aici PSG. Noi suntem scoși în round of 32 de Brest. În sezonul numărul 5, haideți să vedem ce putem să facem lui Unreal Byte să câștige și acolo poate un trofeu, să crească în overall, pentru că altfel nu o să câștige nici UEFA Champions League și nici Balonul de Aur. Echipa în continuare chiar arată destul de bine. Singura persoană care trebuie să crească și să facă diferența este Unreal Byte. Însă este destul de greu să facem chestia asta, pentru că nu crește așa cum vreau eu, crește după potențial. Lui. Dar în acest sezon, haideți să vedem ce putem să-i punem. Sincer să fiu, putem să continuăm cu un dynamic winger, pentru că oricum pace-ul, shooting-ul și dribbling-ul ne interesează, însă haideți în acest sezon să mergem pe un inverted winger, ca să mărim dribbling-ul ăla foarte mult și să crească overall-ul. Iar în sezonul acesta, dacă reușește să ajungă la 75 overall, poate cine știe, în sezonul următor îl transferăm la altă echipă, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușim să facem în continuare cu Unreal Byte. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Unreal Byte și are 74 overall, destul de bine acolo. Foarte, foarte bine. Iar la stats, să vedem ce a reușit. 14 goluri și 4 asisturi. Foarte bine acolo. Al doilea top marcator de la noi din echipă. Un sezon ceva mai bun. Însă, din păcate, în continuare nu reușește aici să câștige. Dar totuși, vedem că este acolo pe locul 15. Ceea ce înseamnă ceva pentru Unreal Byte. Însă, în ligă de data asta avem un sezon mai slăbut. Locul 12. Nu ne apropiem absolut deloc de locul 1, 2 sau măcar 5. Ca să putem să avem șansa să avansăm. Așa că, da. Iar în cupa națională nu avem nicio șansă. Se trânsă aici câștigă și noi suntem scoși în round of 32 cu 2-1. În sezonul numărul 6, Unreal Byte are 70 plus overall. Este perfect pentru că acum putem să-l punem pe lista de transferuri și să sperăm că se va cumpăra. Așa că îl punem pe lista de transferuri și așteptăm oferte pentru Unreal Byte. Ok, și se pare că clauza lui Unreal Byte, pentru că avea o clauză acolo, a fost plătită de cei de la Düsseldorf. Cine sunt aceștia? Ok, o să-i caut eu să vedem cine sunt. E bine, și hai să ne uităm puțin la echipă și vedem că au un right winger destul de bun aici, însă nu au un left winger, adică, na, Unreal Byte. Mijlocul arată interesant aici, au niște jucători destul de bunicei. În defensivă, defensivă interesantă, chiar destul de bună. Iar ca portar l-au pe acest Jean de la Cărăva, 75 overall, zic că este destul de bun. Așa că, pur și simplu, așteptăm să se vândă Unreal Byte. Dar se pare că clauza a fost plătită și de la Köln. Foarte interesant aici, să vedem până la ce echipă se duce, chiar sunt foarte, foarte curios. E bine, și pleacă cea de la echipă, pleacă Unreal Byte, însă sunt curios la ce echipă se duce. Pleacă de la MC Keen, dacă nu mă înșel, o echipă destul de interesantă care ne-a crescut pe noi chiar destul de mult. Însă totuși, haideți să vedem cine pleacă, și se pare că pleacă la Düsseldorf sau Chargel. Cred că așa se numește, nu știu. E bine, și am ajuns la această echipă din a doua ligă din Germania, unde e deja acolo Unreal Byte pe partea stângă. Bă, arată chiar bine echipa. Totuși atacantul ăsta nu prea îmi place mie, o să-l pun pe acesta. Sunt curios ce o să fac aici Unreal Byte, însă totuși haide să mergem să-i dăm aici un divin în plan bun. E bine, și lui în acest sezon haide să-i dăm un inverted winger
cel mai bun pentru el. E bine, și haideți să simăm sezonul cu numărul 6 să vedem ce reușim să facem la Dusseldorf cu Unreal Byte. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Unreal Byte și are 79 overall. Foarte bine acolo. Chiar a crescut destul de mult și cred că s-a descurcat și bine echipa. Iar la goluri se pare că a reușit 14 goluri și 3 asisturi. Destul de zlăbuți, dar este ok. Iar la gheata de aici nu are cum să fie. Este Boni cu 25 de goluri. Iar Unreal Byte este pe locul... sau nu, nici măcar nu este aici. Aba da, este pe locul 12, a avut la gol. Deci ușor, ușor avansăm. Iar în ligă se pare că terminăm pe locul 5, destul de aproape, poate 5 și sezonul următor reușim să avansăm în Bundesliga, dar totuși nu cred că o să rămân la această echipă. Nu că știam în cupa pocală ce este Leipzig, noi suntem scoși în quarter finals de cei de la Leipzig, deci ne-am descurcat destul de bine. Reușim să batem Union Berlin totuși. În sezonul numărul 7, haideți să vedem. Îl vindem pe Unreal Byte de la echipa asta și mergem la altă echipă sau îl păstrăm. Și să fiu sincer, nu mai avem foarte multe sezoane la dispoziție. Ba chiar poate și niște face niște sezoane în plus pentru că avem doar 23 de ani. Dar totuși trebuie să plecăm de la această echipă cam suntem cei mai buni. Și eu cred că la o echipă mai mare putem să avansăm și în overall mai rapid. Așa că ne vom transfera la altă echipă. E bine, și se pare că prima ofertă de la Al Hilal, care l-a băgat în swap deal pe Neymar. Adică, practic, Unreal Byte este mai bun decât Neymar. Wow, efectiv wow. Și știi ceva? Nu o să accept. Deci nu o să accept, pentru că oricum n-are sens să mergem în Arabia Saudită. Clar nu are cine știe ce echipă Al Hilal, dar totuși o să verific, fără să vă arăt că n-are sens. Dar totuși, Unreal Byte e mai bun decât Neymar. A doua ofertă este de la Al Ahly, dacă nu mă înșel, da. Nu înțeleg de ce mă vor arabii, eu nu-i vreau pe ei, poate din cauza la mustață și la barbă, poate, dar o să refuz. E bine, suntem efectiv în ultimele ore de mercato și așteptăm o ofertă, nu știu dacă o să primim, dar totuși noi așteptăm. E bine, și s-a dus și perioada de mercato, nu a vrut efectiv nimeni, nu a vrut, pur și simplu nu a vrut să transfere nimeni pe Unreal Byte, doar echipe din Arabia Saudită, dar nu am vrut acolo, nu am vrut, n-are sens să mergem în Arabia Saudită. Totuși am uitat o chestie să fac, aceea este să dau numărul, așa că dacă tot mai stăm un sezon, haideți să-i dăm numărul lui, adică 69, ca să știm că o să aibă noroc. Și dacă tot stăm la echipă, haideți să-i dăm și un divin plan. Și în sezonul acesta, haideți să-i dăm, de ce nu, un Dynamic Winger. El o să crească foarte bine aici pe stânga, probabil că o să ajungă la un 85-84 overall și atunci clar o să primim oferte de la echipe destul de mari. Așa că n-avem ce face, mai rămânem un sezon la această echipă. Așa că simulăm în sezonul numărul 7 să vedem ce va reuși să facă Unreal Byte în continuare la Dusseldorf. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Unreal Byte și are 84 overall, bine acolo, chiar foarte, foarte bine. Iar la stats-uri, haideți să vedem, 11 goluri doar, pe bune, totuși 5 asisturi. Nici o șansă aici la gheata de aur este Basset cu 24 de goluri, iar Unreal Byte este tocmai pe locul 20. Totuși în ligă se pare că câștigăm primul nostru trofeu, primul trofeu al lui Unreal Byte. Este de Bundesliga 2, câștigăm cu 74 de puncte, dar nu câștigăm pocal, câștigă aici Werder Bremen și noi suntem scoși în runda 3 de cei de la Werder Bremen. În sezonul cu numărul 8 vedem că Unreal Byte este la națională. Foarte interesant să vedem ce va reuși acolo să facă, însă în acest sezon nu mai puteți mai sta în această echipă. Suntem mult prea buni pentru această echipă, așa că trebuie să plecăm. Așteptăm oferte de la echipe bune data asta. Ok, și se pare că primim două oferte foarte, foarte bune. Una de la Inter și una de la Barcelona. Clar, una din aceste două voi accepta. Totuși, haideți să vedem care este echipa mai bună. E bine, și Inter este o echipă cu niște atacanți chiar foarte, foarte bun. Sesco la echipă, Martinez. În mijloc îl avem aici pe Diaune, cum cheamă pe acest jucător, de 85 overall, care joacă pe dreapta, poate să intre și Malen. Pe stânga îl avem doar pe acesta, doar că nu este cine știe ce. Și oameni la echipă, ok, interesant. Bastoni foarte, foarte bun, clar joacă cu 3 fundași, iar portarul foarte, foarte bun, Mamartașvili. Iar la Barcelona, vedem că pe stânga este Ferran Torres, da, e pe stânga Ferran Torres, nu prea intrăm foarte bine în echipă, însă un atac destul de bun în cel cu Vlahovic și Rafinha, poate pe Ferran Torres să facem un right winger, chiar foarte, foarte bună ideea asta, mai ales că văd că nu e la minim la echipă. Îl mai avem aici pe Ansu Fati, dar sperăm că nu o să joace și o să ne lase pe noi. João Neves, Olmo desigur și Frankie de Jong. Iar în defensivă vedem că l-avem pe Pedro Porro, Dumfries și atât. What? Ce defensivă slăbuță. Iar ca portar nu au ce știe ce portar. Ei bine, și am stat și m-am gândit și am ales o echipă. Inter să fie sigerată mai bine, dar și Barcelona arată destul ok acolo. Dar din păcate o să refuz Barcelona și o să accept Inter pentru că
defensiva este mult mai bună la Inter, jucătorii parcă sunt mai străluciți și să fiu sincer, cred că m-aș pătri mai mult la Inter. Așa că acceptăm oferta de la Inter. Ei bine, și Henry Albait vine aici la Inter, la echipa asta foarte, foarte bună, unde și-a dorit să vină pe o sumă destul de mare. Vine la echipa asta și sperăm că o să descurce foarte bine. Ei bine, și am ajuns la Inter, unde este aici Henry Albait pe partea stângă, deci am făcut eu formația, cum o să arate, zic că arată chiar foarte, foarte bine echipa. Toți jucătorii 84+, din primul 11, deci este perfect pentru noi. Dar totuși, haideți să vedem ce a făcut Henry Albait la echipa națională. Îi se pare că România e și pe locul 2 din grupă, foarte, foarte bine acolo. Mai departe, se pare că o scoate pe Polonia la penaltiuri cu 4-3, însă în quarterfinals este scoasă de Danemarca cu 3-1. Și da, uite, a fost și în grupă cu ea. Mai departe însă nu putem să vedem, dar presupun că câștigă Portugalia. E bine, și se pare că la România am jucat un singur meci, acesta sunt eu. Nu știu ce mă cheamă Luamba, dar ok. Și se pare că am reușit să dăm un gol. Având în vedere că am jucat doar un meci, eu zic că e ok. E bine, în sezonul acesta, haideți să vedem ce putem să-i dăm lui Henry Albait ca să crească și să ajungă pe acei jucători care, uitați-vă și voi ce overall au. Și în acest sezon, haideți să vedem, haideți să-i dăm un inverted winger. Da, clar, un inverted winger ar merge și un white playmaker, dar nu, nu cred. Mai mult vreau pe shooting decât pe passing, așa că mergem pe un inverted winger. Cu Inter eu zic că reușim să câștigăm aici Serie A, deși este o ligă destul de grea, deja am câștigat o ligă, așa că simulăm sezonul numărul 8 de data asta la Inter cu Henry Albait, spunea că reușim să câștigăm liga și cine știe, poate Champions League în caz că sunt. Sezonul numărul 8 s-a terminat și haideți să vedem cum arată Henry Albait și el are 91 overall. What? 91 overall, mamă, sunt curios cât de goluri a reușit și a reușit. Henry Albait este goalgetter aici la echipa Inter cu 31 de goluri. Wow, efectiv wow. Bine acolo Henry Albait. Însă se pare că nu câștigă aici gheata de aur, este tocmai pe locul 8 cu 20 de goluri. Câștigă NSiri cu 28 de goluri. Și din păcate nu reușim să câștigăm aici Seria A. Câștigă Juventus cu 94 de puncte. Totuși reușim să câștigăm al doilea nostru trofeu din Supercupa Italiei cu 2-1 versus cel la Roma. Nu câștigăm din păcate Copa Italia, câștigă aici Fiorentina. Iar în Champions League termină grupa pe locul 1 cu 18 puncte, unde mai departe dăm de PSG pe care o scoatem cu 5-4 la general, însă în quarterfinals se scoate RB Leipzig cu 4-2 la general și câștigă RB Leipzig. Oricum un sezon foarte, foarte bun pentru noi, a crescut foarte mult Henry Albait și poate cine știe în sezonul următor poate îl mai transferăm o dată. În sezonul numărul 9, Henry Albait nu știu dacă o să mai stea la echipa aceasta. El deja a devenit foarte, foarte bun, însă să fiu sincer, el are nevoie de o altă echipă, o ultimă echipă. Așa că o să-l punem pe lista în transfer să vedem ce echipă îl vrea. Ei bine, și prima ofertă de la Manchester City. Wow, ok, ok, putem să ne întoarcem înapoi în Anglia, știind că prima echipa noastră a fost în Anglia, însă în a patra ligă. Data să ne întoarcem direct în Premier League, la Manchester City. Wow, ok, haideți să vedem totuși ce echipă are. E bine, și City arată foarte bine, avem pe Foden, pe Doku, pe Haaland, însă spune că Foden este left winger, am putea să-l facem right winger ca să nu mai avem nicio treabă. Și atacul o să arate foarte frumos aici cu Haaland. Mijlocul arată foarte bine, Rodri, Pedri, Valverde aici, un jucător regen. Chiar arată foarte bine mijlocul, însă la defensivă, foarte puțin fundași, nu au right back, nu au left back, iar ca portare este aici Cardoso, care presupun că este regenul lui Ederson. Să fiu sincer, singura problemă este că n-au right back și nici left back. Am putea noi să transferăm totuși, dar nu știu ce să zic. Dar totuși am stat și m-am gândit și să fiu sincer, cred că o să acceptăm aici Manchester City, este cam cea mai bună variantă noastră, nu cred că găsim, poate Real Madrid, poate Real Madrid. Na, pentru că City a venit prima, la City o să mergem, așa că acceptăm oferta. E bine, și se pare că pleacă de la echipă Henry Albait de la Inter, unde a jucat destul de bine, chiar un sezon, a avut cea mai bun sezon lui, dacă nu mă înșel. Însă pleacă de la echipă după un sezon și se duce la Manchester City, unde sperăm că o să face foarte, foarte bine. E bine, și am ajuns la Manchester City, unde a ajuns aici și Henry Albait la echipă. Uitați-vă cum arată echipa, am așezat-o deja. Și aparent avem un right back, care avem pe Cancelo, care nu știu cum a jucat la 37 de ani, ok. Și pe Guardiola o să-l folosim pe partea stângă, pe Foden cam și pe Doku în dreapta. Eu zic că o să funcționeze foarte, foarte mult și că o să arate foarte, foarte bine echipa. Totuși, în acest sezon vrem să crească Henry Albait să fie mai sus decât Haaland și haideți să vedem dacă putem să-i dăm ceva bun pentru el și vedem că cam toate sunt bune, dar haideți să-i dăm un inverted winger, preferatul meu oricum. Sau haideți să-i dăm un dynamic, oare? Nu, haideți să păstrăm pe un inverted winger. De data asta suntem în Premier League, o ligă mai grea, poate cea mai grea ligă, dar suntem la cea mai bună echipă la care am fost noi. Dar cu această echipă eu zic că o să descurcăm chiar foarte bine.
Pe lângă chestia asta, la Unreal Byte trebuie să-i dăm și numărul de 69, numărul lui norocos, altfel nu o să joace bine în acest sezon. Ia uite-l, numărul 69 pentru el. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușim să facem de data asta în Premier League la City. Tocmai în sezon cu numărul 9 avem șansa să câștigăm primul nostru balon de aur, pentru că avem un overall destul de mare și am jucat și foarte bine la Inter. Dar totuși, hai să vedem dacă reușim și se pare că este Vinicius Junior, nu este în Real Madrid, din păcate, dar cine știe, poate sezonul următor. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Unreal Byte și se pare că are 96 overall la întrecut pe Erling Haaland. Bine acolo, Unreal Byte, totuși la staturi, hai să vedem câte staturi are. Și se pare că are 48 de goluri în Premier League, bine acolo Unreal Byte, 48 de goluri și 16 asisturi. A cărat sezonul ăsta. Însă se pare că nu câștigă aici gheata de oră, se pare că este Foden cu 28 de goluri, el având doar 23. Și se pare că reușim să câștigăm Premier League cu 98 de puncte. Bine acolo, câștigăm Premier League cu Manchester City. Unreal Byte câștigă Premier League. Unreal Byte câștigă și FA Community Shield cu 2-0 versus și la Spurs. Mai câștigăm și Emirates FA Cup cu 3-0 versus și la Aston Villa. Și câștigăm și Carabao Cup fără nicio problemă cu 3-0 versus și la Chelsea. Iar în Champions League, haideți să vedem ce reușește să facă aici Unreal Byte și Manchester City, care vedem că termină pe locul 1 cu 13 puncte. Unde mai departe o scoate pe Leverkusen cu 3-2 la general, o scoate pe Frankfurt cu 5-3 la general, iar în semifinală o scoate pe Spurs cu 4-2 la general, iar finala va fi versus și la Barcelona. Totuși, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm primul nostru Champions League cu Unreal Byte. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm UEFA Champions League. Unreal Byte câștigă trofeul pe care îl visa, UEFA Champions League câștigă cu 3-2, câștigăm versus cei de la Barcelona. E bine, și am ajuns și în ultimul sezon, sezon cu numărul 10, unde echipa arată foarte, foarte bine. Nu doar echipa, dar Unreal Byte are 96 overall și cine știe, poate ajunge la 99. Totuși, ca să facem chestia asta, ca să reușim de fapt să ajungem la 99, trebuie să dăm cea bun development plan și acela este, cred că da, un inverted winger este perfect pentru el, așa că asta o să-i dăm. După ce am câștigat UEFA Champions League, mă aștept să câștigăm balonul de aur, dar o să așteptăm să vedem. Totuși, cu această echipă, zic, o să ne însurcăm și sezonul acesta. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, să vedem ce reușește să facă Unreal Byte la City. E bine, și se pare că este la ceremonia balonului de aur, hai să vedem cine este câștigătorul balonului de aur și se pare că este, hai să vedem, și Unreal Byte câștigă balonul de aur, bine acolo Unreal Byte, după un sezon foarte, foarte bun, clar trebuia să câștige aici balonul de aur, ia uite cum îl dă în mână, haide, aia zic, de la un YouTuber amator la cel mai bun jucător din lume, Unreal Byte câștigă balonul de aur. E bine, și ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, s-a terminat. Haideți să spunem cum arată Unreal Byte și are 99 overall, mă, bine acolo Unreal Byte a ajuns la cel mai mare overall din joc și a devenit cea bun jucător din lume și poate din istorie, chiar dacă n-a câștigat atât de chestii. Iar la goluri, haideți să vedem, 49 de goluri, mai bine decât sezonul anterior, însă Haaland aici cu 55 de goluri a jucat foarte, foarte bine. Totuși, 21 de asisturi, un total de 70 de contribuții în 64 de meciuri, e ceva. Iar golgetter este clar aici, Haaland cu 37 de goluri, nu este nici măcar pe locul 2, e Openda pe locul 2 și nu este pe locul 3 cu 29 de goluri. Iar se pare că reușim din nou să câștigăm Premier League cu 108 puncte fără nicio problemă aici, City clar este echipa superioară. Câștigăm și FA Community și la penaltiuri versus și la Spurs, câștigăm și Emirates FA Cup versus și la Spurs cu 4-2, câștigăm și Carabao Cup cu 4-0 aici și se pare că reușim să câștigăm și UEFA Super Cup cu 2-1 versus cei de la Bayern. Iar în Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, unde mai departe dăm de Frankfurt pe care o scoatem cu 7-1 la general, reușim să o scoatem pe RB Leipzig cu 7-2 la general, însă în semifinal ne scoate echipa noastră veche, Inter Milan, ne scoate cu 4-3 la general și câștigă Juventus, ok. Măcar dacă câștigau ei. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute alături de Unreal Byte, de la un YouTuber amator la cel mai bun jucător din lume la fotbal. Eu zic că și-a ales bine cariera, poate cine știe, asta trebuie să fac și în viața reală, dar asta rămâne de văzut. Obiectivele, zic că l-am făcut, cred că pe toate. Ne-am jucat oricum foarte, foarte bine. Chiar dacă la început ne-am chinuit acolo la Salford 3 sezoane, mi se pare că am stat. Până la urmă, uitați-vă că am ajuns la City cu 99 overall, cu multe goluri, un balon de aur și un Champions League. Nu uitați că a apărut probabil când postez acest videoclip, EFC 25, și o să înceapă content cu noul joc. Așa că stați pe fază pe canal. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte. Pa, pa, pa.